Bun venit la Farfuria veselă, eu sunt Dana. Haideți să pregătim împreună o prăjitură cu căpșune delicioasă. Va fi o rețetă un pic mai lungă pentru că vreau să vă explic pas cu pas cum am pregătit această prăjitură. Încep cu blatul, pentru care am nevoie de 5 ouă, 130 de grame de zahăr, 140 de grame de făină, 10 grame de praf de copt și 2 linguri de ulei de floarea soarelui. Voi separa pentru început ouăle, albușurile le voi pune în vasul mixerului și gălbenușurile într-un castron separat. Am pus un praf de sare peste albușuri și voi începe să le spumez cu mixerul la viteză mică pentru început, iar când au început să se albească și să capete volum, adaug zahărul treptat în ploaie. Continui să mixez până când voi obține o bezea stabilă și lucioasă, zahărul aproape că s-a topit. Voi adăuga acum gălbenușurile, am redus viteza mixerului și le încorporez. Voi adăuga acum uleiul, 2 linguri, adaug cam jumătate din cantitatea de făină și vedeți că viteza mixerului este redusă. Voi pune și praful de copt și restul de făină. Amestec cât să încorporez bine făina. Am oprit acum mixerul, acesta este aluatul pentru blat. Voi folosi o spatulă să mă asigur că totul este bine omogenizat, făina este bine încorporată. Și voi turna acest aluat într-o tavă sau într-o ramă metalică, în cazul meu cu dimensiunile 28x28 de centimetri. Voi nivela bine aluatul. Folosesc un cuțit pentru a trece așa prin aluat, îl voi nivela mai bine astfel, dar totodată voi îndepărta și eventualele bule de aer. L-am copt la 170 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute, îl voi lăsa să se răcească pentru doar câteva minute, voi îndepărta rama metalică. Voi lăsa blatul să se răcească, după care îl voi tăia pe jumătate pe verticală. După care fiecare jumătate de blat o voi tăia pe orizontală pe jumătate. Voi obține astfel 4 foi de blat. Pregătesc acum sosul cu căpșune. Și pentru acesta am nevoie de 350 de grame de căpșune proaspete, 70 de grame de zahăr, 2 linguri de amidon de porumb și 2-3 linguri de apă rece. Am spălat fructele, le voi îndepărta partea verde, codița verde și le voi tăia în bucăți mai mici. Amidonul îl voi amesteca cu apă rece. Peste fructe voi pune zahărul și voi pune grădicioara pe plită pentru a găti fructele și pentru a dizolva zahărul. Când fructele și-au lăsat sucul, au început să fiarbă și s-au înmuiat, voi folosi blenderul vertical pentru a le mărunți și a le transforma într-un sos. Și peste acest sos de căpșune voi adăuga amidonul amestecat cu apă și voi ține în continuare pe foc, la foc mic, amestecând continuu până când acest sos se va îngroșa, se va lega și se va îngroșa. L-am luat de pe foc, îl las să se răcească și îl voi pune într-un poș. Pentru prăjitura mea voi face și un sirop. Din 150 de ml de apă, 50 de grame de zahăr, și am aici o linguriță de esență de vanilie de casă. Voi pune apa într-o grădicioară împreună cu zahărul. Voi pune pe foc. Voi fierbe până când zahărul se topește, aproximativ 50 minute. După care voi lua de pe foc și pun esența de vanilie și las siropul să se răcească. Voi face acum crema din 500 de grame de frișcă îndulcită, 250 de grame de mascarpone și esență de vanilie. În vasul mixerului voi pune crema mascarpone pe care am ținut-o la rece. La fel și frișca rece de la frigider. Adaug puțină esență de vanilie și voi începe să mixez la viteză mică pentru început, după care măresc viteza și spumez bine, bine de tot. După câteva minute voi avea o cremă stabilă și voi începe asamblarea prăjiturii. Am aici una dintre foile de blat, o voi însiropa ușor cu ajutorul unei pensule. Voi pune un strat subțire de cremă pe toată suprafața, cremă pe care o voi nivela. După care voi pune cremă pe marginea blatului, ca o ramă. După care, tot cu cremă, voi separa blatul în 3 părți egale. În spațiile rămase libere, voi turna sos cu căpșune. După care voi pune cea de-a doua foaie de blat pe care o voi însiropa. Voi acoperi foaia cu un strat subțire de sos de căpșune. Și nivelez acest strat de căpșune cu o spatulă. Și voi acoperi și cu un strat subțire de cremă, pe care îl voi nivela cu o spatulă. Acum a treia foaie de blat pe care o voi însiropa, presez un pic să adere la stratul de dedesubt, însiropez un strat subțire de cremă pe toată suprafața, pe care îl nivelez. Pun cremă pe marginea blatului și separ în 3 părți egale, iar în spațiile rămase libere voi pune sos de căpșune, exact așa cum am făcut și la primul strat, la primul blat. Am repetat acum. Voi pune cea de-a 4-a foaie de blat. Însiropez. Voi îmbrăca toată prăjitura în cremă, atât suprafața de deasupra, cât și pe margini. Îmbrac și pe margini prăjitura cu cremă într-un strat subțire. Eu pun crema cu un poș, după care voi veni cu o spatulă și voi nivela totul. Și pentru a decora prăjitura folosesc un dui stelat și voi face o ramă cu cremă deasupra prăjiturii, iar în centru voi pune restul de sos de căpșune pe care l-am păstrat. Voi nivela frumos stratul de căpșune și voi pune prăjitura la rece în frigider pentru a se așeza până a doua zi. A doua zi o puteți porționa și servi. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că veți încerca și voi prăjitura, sper că am fost destul de explicită cu toate etapele și ne auzim aici data viitoare. Până atunci nu uitați să fiți veseli. Zi frumoasă să aveți, pa, pa!